Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la o nouă ediție specială la TV8. Discutăm astăzi pe tot parcursul zilei despre mersul votării, atât în Republica Moldova cât și în diasporă. Avem o veste de ultimă oră. Comisia Electorală Centrală a anunțat că la secția de vot din Frankfurt, Germania, este alertă cu bombă. Acum avem legătură prin Skype cu una dintre alegătoarele de la această secție de vot, Oksana. Da. Oksana, te salutăm! Bună seara! Spune-ne dacă știți ceva despre această alertă cu bombă anunțată de Comisia Electorală Centrală. Nu am auzit. Avem câțiva metri până la poarta. Da. Îți permite câteva persoane să treacă. Deci nu au fost informații că este alertă cu bombă. Poliția cum a fost pe teritoriul așa și este, dar nu este nimeni foarte răspundită când este o alertă de bombă. Ce scandează lumea în spatele tău? Vrem să votăm? Auzim bine? Da, vrem toți să votăm. Câte... Noi avem... Da, spune. Avem noi câțiva metri până la ambasadă, însă cei din spate sunt supra-dezamăgiți. Cam câte lume stă la coadă? Cam câte lume? Eu nu văd coada în spate, deci sunt foarte, foarte mulți. Sute de oameni. Și, sunt sute de oameni. Știți cumva câte buletine de vot au mai rămas? V-au anunțat? Dar mă ajută la cine câteva sute, cred. Care sunt reacțiile oamenilor care își dau seama că nu o să reușească să voteze? Ce veți face? Sunt foarte, foarte, foarte dezamăgiți. Noi ne-am informat care este situația în Strasburg, Kassel, Strasburg, însă peste tot este foarte aglomerat. Unica secție de votare care este la 200 de kilometri este în Strasburg, în Franța, da. Unde pentru care noi avem nevoie atât de o foaie de deplasare care trebuie să o îndeplinim, în special pentru autoritățile de Franța, și după care la reîntoarcere noi suntem obligați să stăm în carantină. Deci este complicat ca să mergeți la o altă secție de vot. Este complicat. Cele mai apropiate din Germania sunt Kassel și Strasburg, Stuttgart, dar iarăși la 200 ceva de kilometri Stuttgart și vreo 180 undeva Kasselul. La fel este de aglomerat. Ați reușit să vorbiți cu juriști? Ce vă recomandă să faceți dacă nu reușiți să votați, că se termină buletinele? Atât consulatul, cât juriștii, cât și reprezentanții de la CEC ne-au recomandat să ne deplasăm la alte secții de votare, deoarece ei nu au alte șiri din situație pentru noi. Însă, iarăși, la celelalte secții de votare, la fel de mulți oameni, de data asta, așa cum am spus data trecută în turul 1, că prezența la vot e cu mult mai mare decât în turul 2. Noi am fost... mi s-a oferit un loc mai mare și 6 cabine de vot, ceea ce noi le mulțumim, însă același număr de buletine de vot. Da. 5.000 de buletine și peste 10.000 de persoane. Din păcate. Din păcate, e foarte bine dacă pe viitor va ține cont diaspora și de aceste îndemnuri de a se înregistra prealabil, pentru că este foarte important să vă înregistrați. Totuși, nu ați mai reușit să aflați nimic despre această alertă cu bombă? N-au venit informațiile de la cei care stau în față? Nici poliție n-ați văzut? Iarăși, poliție este reprezentanța poliției cum au fost, da? De ce zile așa și sunt. Unicul îndemn de la poliție, că păstrăm cumva să ne străduim, să purtăm distanță socială, însă este imposibil, pentru că suntem extraordinari de mulți, toți vor să voteze și iarăși atunci când vine cineva și ne spune că na, plecați undeva, nu avem buletine de vot suficiente, iarăși lumea stă și așteaptă și are speranță că totuși vom vota. Da. Mulțumesc foarte mult, Oksana, pentru intervenție. Da, plăcere. Da. Și vă mulțumim mult că sunteți atât de activi. Noi am revenit în studio de la Frankfurt, plecăm la Varnița să vedem care este situația acolo, cum votează cetățenii moldoveni aflați în stânga Nistrului. Diana? Bun găsit, Mariana. Spune-ne ce se întâmplă la Varnița. S-au mai liniștit spiritele? Vin alegători?
din stânga Nistrului? Da, într-adevăr, spiritele s-au calmat. Deja în jur de 3 ore nu a trecut pe aici vreun autobuz sau vreun microbus de rută. Oamenii traversau punctul de trecere între orașul Varnița și Bender preponderent pe jos. Acum câteva clipe, totuși, a fost reluată circulația transportului public. Veteranii ne-au zis că permit să treacă autobuzelor de rută, care confirmă că circulă conform graficului și nu așa cum circulau pe parcursul zilei în fiecare 10 minute. Totuși, combatanții și o parte din susținătorii lor au plecat deja, iar cei care au rămas și au amenajat o zonă de odihnă cu scaune și ceai fierbinte. Spune-ne dacă mai tot sunt... Tot acum câteva ore de aici au plecat... Da, Mariana. Spune-ne dacă mai sunt cozi la secțiile de vot. Da, cozile la secțiile de vot se mai păstrează, însă nu sunt atât de aglomerate secțiile precum au fost ziua. Totuși, ca să voteze, oamenii mai petrec în rând în jur de 20-30 de minute. Da. Mersi foarte mult, Diana, pentru intervenție. Noi revenim în studio. Invitații din această ediție, din cadrul acestei ediții speciale, sunt domnul Vasile Botnaru, șeful biroului de la Chișinău al Europei, Radio Europa Liberă. Bună seara! Bună seara! Și domnul Teodor Cârnaț, expert în drept constituțional. Bună seara! Bună Evident, seara. Începe discuțiile cu datele legate de prezența la vot, dar și legate de ceea ce se întâmplă în diaspora. Am văzut atmosfera de la Frankfurt. Acolo mai stă foarte multă lume la coadă, au fost anunțați că mai sunt câteva sute de buletine de vot, s-ar putea, nu că s-ar putea, dar cu siguranță nu ajung. Și atunci, a câta oară diaspora trăiește o frustrare pentru că se duce, stă la coadă și... Acum, Mariana, când ai anunțat, eu am luat legătura cu niște surse diplomatice. Din Germania, într-adevăr, se confirmă alerta cu bombă. Ei sunt conștienți că e fals, au mai fost și la Londra, au mai fost și... Dar poliția este obligată să facă verificările. Poliția anunță o oră și jumătate, durează procedura asta. Sigur că se va prelungi eventual cu tot atâta, dar problema este că acolo au rămas 1000 de buletini. 1000 au rămas. 1000 de buletini care se vor epuiza în timpul probabil reglementar și asta e problema. Acum, cât de perspicace putea să fie Comisia Electorală ca să suplimenteze, cu cât, domnul Cârnaț poate să spună mai bine, e mai aproape de regulamente. Adevărul este că aiena oară ne convingem că trebuia să fie de mult rezolvată problema votului civilizat. Securizat, e adevărat, dar cum se întâmplă? Pavel Filip, ministru, fost ministru, a zis că totul era gata. Iori Ciocan, de când ne spune că totul era gata? Da, vezi, doamne, cineva din Parlament nu era pregătit, nu știu ce... Adică se face în interesul, parcă nu a cetățeanului, dar unor decidenți care cât sunt 100 și că o să decimeze Dodon până la 60. Deci, iată, miile astea de oameni stau în ploaie la discreția unor politicieni. Să le dea voie să voteze sau nu. Și asta e aiena oară să arată ce fel de stat e construit aici. Din păcate, după aia poți să vorbești mult despre patriotism și valori și cât de creștini suntem. Dacă nu oamenii ăștia, aiena oară, îi pui într-o situație proastă. Eu i-am văzut data trecută în Franța. Au rămas tot așa cu ochii în soare. Ambasadorul Sărmanu era gata să le dea epifoi, semneze. Nu știe cum să le mai intre în voie. Și iar peste 4 ani aceeași situații. Deci pe oamenii ăștia n-ai cum să-i convingi. Da, întrebarea că... unde este problema? Ambasada își dorește să asigure dreptul la vot pentru toți cei care vin. Asta e obligația lor. Mariana, problema stă în perspicacitatea polițienilor. Noi îi plătim pentru că ei să nu gândească cu doi pași înainte, cum pretinde șahistul, da? Dar într-adevăr, cu 4 ani înainte să vadă, domnule, real, câți oameni sunt plecați. Noi lor poate trebuie să le facem astăzi condiții mult mai bune decât ne îngrijăm aici.
Asta înseamnă să fii specificat. Pe bune să vrei cetățenii să te boteze. Dar așa, știi cum, e un fel de mecanism vechi, sovietic, că noi ne prefacem că le dăm voie, dar de fapt nu le dăm voie, începând de la tipărirea buletinilor. Doar să tipăresc buletine mai puține. Adică noi declarăm că la toți le dăm drepturi să voteze, dar noi știm că n-a să vină, dar dacă tot n-o să vină, poate mai limităm. Și asta este statul, de fapt. Asta e cartea de vizită. Restul tot este bla, bla, bla. Eu sunt de acord aici că este problemă, deoarece în conformitate cu codul electoral, noi avem anumite principii în baza căreia noi trebuie să organizăm și să se desfășoare aceste alegeri. Una din aceste principii e bazat pe un vot liber și nimeni nu trebuie să aibă anumite impedimente pentru a-și exista acest vot liber. Și uitați-vă, prin organele noastre, cum este Comisia Electorală Centrală și ambasadele ca reprezentanții statului în străinătate, trebuia să se documenteze, atât de la alegerile parlamentare, cât și ex-prezidențiale, totuși câți cetățeni nu avem în străinătate. Deoarece, dacă tu ai creat un impediment la cetățean ca să-și realizeze dreptul la vot, urmează anumite pedepse. Și un moment, Mariana, în conformitate cu codul contravențional și codul penal, chiar e stabilit. Dacă o persoană a fost împiedicată să-și exercite dreptul la vot, poate fi aplicată răspunderea contravențională sau răspunderea penală. Însă să vedem în raport cu funcționarii electorali, care erau obligați să organizeze aceste alegeri. Dacă cetățeanul s-a prezentat la secția de votare în termenul respectiv de la 7 dimineața până la 21:00, el s-a prezentat și nu a avut posibilitatea de facto să aplice acea ștampilă pe un buletin, de aici de acum e problema statului în raport cu dreptul cetățeanului care nu și l-a putut să realizeze datorită unor incompetențe a organelor statale. Da, de aici, un precedent poate fi creat în Republica Moldova ca să responsabilizeze autoritățile, pentru că la noi atâta timp cât nu există aplicată pedeapsă pentru o încălcare, ilegalitatea sau nedreptatea se perpetuează. Precedentele astea, de ce nu există? Mariana, uitați-vă că statul exerce puterea prin puterea judecătorească. Deoarece anterior, când acei cetățeni au votat, le-au dat posibilitatea să voteze pe o hârtie A4 și nu le-au fost socotite, s-au adresat în instanța de judecată ca să oblige statul să le plătească despăgubiri morale și materiale pentru faptul că a avut un impediment ca să nu se-și exerce acest drept la vot, însă puterea judecătorească Republica Moldova nu a creat un precedent. Din punct de vedere a drepturilor omului, era obligată să facă lucrul ăsta în baza unui precedent, a unui instanțe de judecată, statul de acum, prin intermediul autorităților sale, de acum erau pregătite pentru a organiza și a desfășura aceste alegeri. În caz contrariu, noi ne vom împotmoli în ceea ce avem până în prezent. Sunt de acord aici. Suntem într-o secol 21 unde tehnologia informațională ne permite ca să facem multe economii de bani, din ieri și de sănătate, în raport cu diaspora Republicii Moldova care se află în străinătate. De aceea e bine să fie implementat votul electronic. Apropo de diaspora și de votul electronic, suntem în legătură acum prin Skype cu un mare adept al votului electronic, domnul Victor Guzun, care se află acum în Estonia. Domnul Guzun, spuneți-ne ce se întâmplă la secțiile de vot din Estonia. Bună seara, în primul rând, și mulțumim mult pentru invitație. Eu nu sunt adept al votului electronic, doar de tot ce înseamnă e-transformare, pentru că în 2010 ne folosim niciun serviciu de guvernare electronică și acum folosim doar, văd care sunt aceste beneficii enorme. În primul rând, în Estonia există, eu chiar acum am făcut o mică statistică, dacă locuiești în Estonia, aici pe teritoriul Estoniei, ai la dispoziție 8 zile, în 5 opțiuni de vot pentru a-ți oferi votul tău la toate tipurile de alegeri. Mă refer la locale, europarlamentare și parlamentare. Iar dacă locuiești în afara Estoniei și ești cetățean estonian cu drept de vot, ai la dispoziție minim 9 zile în 3 opțiuni de vot. Și ca să înțelegeți ce înseamnă aceste opțiuni de vot, noi nu vorbim doar de vot electronic, noi vorbim de mai multe opțiuni, să le oferim oamenilor oportunitatea să aleagă. Deci, prin poștă în afara țării, poți să faci acest lucru la misiune diplomatice. La misiunile diplomatice în afara țării, în Estonia, ai 5 zile în care fiecare misiune poate alege, minim 2 zile în care se organizează. În afară de aceasta, în fiecare centru regional din Estonia, în centrele comerciale mari, spre exemplu, sau acolo unde există mulți oameni, se organizează timp de 4 zile votare prealabilă.
După care urmează 7 zile de vot online din orice colț al globului pământesc, nu are o conexiune online. Eu am votat personal din Republica Moldova de 2 ori în Estonia, 7 zile. Poți să votezi de câte ori vrei tu, doar ultimul vot este valabil și chiar dacă mergi în ziua alegerilor la secția de vot, votul electronic va fi declarat nul. Deci este un mecanism de control. În afară de aceasta, încă 3 zile suplimentar, în fiecare secție de vot poți să votezi suplimentar și în ziua alegerilor ai întreaga zi plus opțiunea de a vota la domiciliu. Deci încă o dată, în Estonia dacă locuiești ai 8 zile în 5 opțiuni tehnice de vot. În afară tu ai minim 9 zile pentru că de fapt se primesc aceste cereri de vot prin poștă la misiunile diplomatice, dar poți să trimiți buletinul tău în 2 plicuri, apropo, o perioadă mult mai lungă, deci minim 9 zile. Așteptăm deci, voință politică și la Chișinău ca să se schimbe și oamenii care vor să voteze să nu fie nevoiți să stea cu orele, cu zilele în jur în fața unei secții de vot ca să poată vota. Spuneți-ne cum se votează astăzi în Estonia? În Estonia eu am fost și am votat de dragă dimineață. La alegerile în primul tur au votat mai mult de 100 de persoane. Nu știu care este în acest moment situația. Soția mea va veni în scurt timp și ne va spune. Dar vreau să spun un lucru foarte important. Acesta nu este valabil doar pentru diaspora. Este valabil pentru fiecare cetățean. Pentru că el trebuie să aleagă de fapt opțiunea lui preferată de vot. El trebuie să aleagă când este și care este modalitatea lui preferată de a vota. Da. Mersi foarte mult pentru intervenție, domnul Guzun. Dar uitați-vă, Estonia a mers pe astfel de alternative și le-a creat pentru cetățeni aceste opțiuni numai pentru să-și onoreze obligațiunea lui ca și stat în raport cu dreptul cetățeanului de a alege. În caz contrar, dacă statul nu vinea cu astfel de oportunități pentru cetățean, putea de acum cetățeanul care nu a reușit să-și realizeze acest drept, dar a dorit să o condamne Estonia ca să plătească aceste despăgubiri. Bun, atunci când vrei să îți dorești cu adevărat ca cetățenii să participe în procesul decizional, în stabilirea cine sunt cei care guvernează, crezi toate condițiile posibile. Dumneavoastră spuneați despre faptul că cei din Parlament sunt cei care nu doresc. Haideți să vedem cine a fost în Parlament anul trecut, a existat o coaliție, de ce atunci nu s-a reușit să se facă aceste schimbări pe care le așteptăm? Ce am auzit? E pregătită mental Republica Moldova pentru astfel de schimbări? Una, ei invocau partea tehnică, că nu e securizat. Doi, că vezi, Doamne, să vor, în surdină, sigur că spuneau, să vor folosi dușmanii. Ca și cum faci facilități pentru adversari sau pentru Dumnezeu știe cine vine în loc și știți, în general eu am senzația asta că noi jucăm fotbal pe un teren minat sau jucăm cu niște echipe suplimentare paralele, vorba clasicului, care sunt îmbrăcați în costume invizibile și în aparență noi vedem un meci cu 11-11, cu arbitru, dar printre ei mai sunt și la un moment dat mingea asta o mai lovește cineva. Iată, noi în permanență, că doar acum când stăm și facem prognoze și calculăm și ne dă voie să facem exit poll, asta tot e foaie verde pentru că nu sunt reguli clare. Uite la estonieni, în multe privințe totul e pus la punct, e foarte clar și intră în teren, joci după regulile astea, se anunță scorul, tot zic jos pălăria, ai câștigat meciul, da? Iată, în Parlament, doar tot așa, amintiți-vă cu alegerea președintelui, doar se făceau asemenea aranjamente ca să iasă paciența, nu ca să anunțe niște reguli și toată lumea se conformeze, sau cum a zis președintele Dodon înaintea primului tur, am să recunosc cu orice rezultat, că acum să vedem că de la un tur la altul și-a schimbat propria declarație. Deci asta este problema, că și ăștia care se consideră de partea binelui, ei nu cumva, Doamne ferește, să le faci condiții bune pentru adversari. Gândiți-vă atunci când era vorba de anticipate. Cum se spunea? Nu facem anticipate pentru că sigur o să le câștigi stânga. Ideea este că așa niciodată nu o să fim pregătiți să facem niște schimbări, să ne le asumăm, pentru că mereu o să ne temem că cineva o să folosească cu asta e o provocare, apropo, acum trebuie vorbit pentru cei care eventual o să facă rocadă la președinție, una din sarcini, iată, asta să fie, domnilor. După ce îi vedeți pe oamenii ăștia în ploaie, acum angajați-vă ca, nu știu, decretul numărul 1, 2, 3 sau care să fie, angajați-vă să
pledați pentru această cauză, să o numim convențional, estoniană. Poate, poate, din cauza, dar asta nu e de competența președintelui. Stabilirea regulii de joc e de competența parlamentului. Da, deoarece sunt multe lucruri care nu sunt de competența președinției, dar s-a făcut o listă. Asta am vrut să spun. Asta nu pentru o republică unde poate domina dictatura și de cum parlamentarismul. Dar vorbeați dumneavoastră de aspectul politicului. Aduceți-vă aminte, noi de fiecare dată am schimbat sistemul electoral în dependență dacă un adversar politic va avea câștig de cauză după acest sistem electoral. În rezultatul ăsta am implementat sistemul mix. După ce în 2019, 24 februarie, am văzut cine au ajuns în Parlament și cum au ajuns, în cele de urmă, opoziția a promovat ideea ca să fie din nou readus sistemul reprezentării proporționale. Ca să fim sinceri, opoziția mereu a fost împotriva sistemului mixt și, dacă e să fim foarte sinceri, nu se știe cine a fost pentru, în afară de cei care propuse s-au votat pentru Rena, acest sistem mixt. Eu sunt de acord, numai că eu am propus acest sistem să fie modernizat fix ca în Estonia. Anume să dai posibilitatea cetățeanului să nu voteze o listă închisă. Deoarece noi s-ar putea să avem alegeri parlamentare anticipate, dar să avem o listă deschisă cu vot preferențial. Cetățeanul să știe pe ce persoană din lista partidului cutare l-a votat pentru parlamentare. Uitați-vă, la noi ne-am reîntors la ceea ce a fost ab initio. De ce mă reîntorc la ideea? E de competența Parlamentului să stabilească astfel de reguli clare pentru toți concurenții electorali, fiindcă în conformitate cu articolul 2 din Constituția Republicii Moldova, tuturor cetățenilor care formează poporul Republicii Moldova îi aparține această suveranitate. Îi de ajuns la unul să încalce în acest drept, statul care e obligat să ți-l garanteze trebuie să plătească. Mergem la Londra în acest moment să discutăm cu cineva dintre alegătorii de acolo și la Londra au fost astăzi, probabil că sunt și acum, cozi foarte mari la secțiile de vot. Mai sunt buletine de vot. Bună seara! Da, bună seara! La noi încă e ziua, în miezul zilei, da, este lume foarte, foarte multă. La secția unde stăm noi se spune că mai avem la 2000 de buletine. Da. Deci plouă, ca să vedeți, lume în rând, multă. Da, stăm, susținem tot ce este acasă. Sperăm că nouă ne ajung, dar rândul e foarte mare. Deci unde stăm noi acum, suntem cam la mijloc de rând. Câtă lume stă la coadă? Nu știu ca să vă spun. Bun, spuneți-ne dacă s-au mai micșorat rândurile față de cum erau dimineață. Nu cred că s-au micșorat, probabil că s-au mărit. Deci noi suntem de o oră jumătate și cred că am trecut vreo 50 de metri. Am înțeles. Deci atât de greu? Deci atât de greu? Nu știu, probabil că așa e organizat. Doamna Ponomariov a postat numărul de buletine care sunt la diferite secții de votare. Noi sperăm să ne ajungă nouă, cel puțin. Dar lumea este foarte multă. Eu presupun că trebuia de mai deschis încă o secție de votare pentru ca să reușească toți. La toate secțiile de vot din Londra e aceeași situație? Sau aveți totuși vreo secție în care se votează mai puțin? Nu, se votează cam toate la fel. Deci una dintre secțiile de est, unde de fapt sunt mai mulți moldoveni, au cel mai multe voturi. Uh-huh. Dar cam toate la fel. Deci lumea este multă peste tot, dar buletine doar 5.000. Da. Mulțumim mult pentru intervenție și vă mulțumim mult pentru acest curaj și pentru această determinare să stați mult rând pentru a vă exercita dreptul la vot. Da, vă mulțumim vouă că ați făcut legătura. E bine să vadă lumea de acasă că noi suntem cu voi. Da, mulțumim foarte mult. Revenim să continuăm discuția. Domnul Botnar, dumneavoastră ziceați despre faptul că la noi se joacă și niciodată nu poți să-ți dai seama câți jucători sunt în teren pentru că unii sunt invizibili. Iată, acum, unde să-i căutăm pe cei invizibili? Unde este terenul invizibil de luptă? Nu i-ați văzut la Varnița? Și acum, sigur că admitem că sunt povești, dar chiar, cum spune domnul Cărnaț, un caz să fie și deja ai motiv, nu să anulezi tot scrutinul, dar să gândești ce faci. Numai că statul, pentru că el așa e construit, sau statul, funcționarașii, ei gândesc ca să le iasă lor profitul, paciența politică, ei nu se preocupă. Le-a dat președintele Curții Constituționale o dita mai listă, da? Și una din chestiunile principiale era legată de separarea bisericii de stat. Da. Pentru că, vezi, doamne, după aia, ce mai faci tu de Paști? Dar cum aduci tu focul haric? Dar cum te mai duci la Muntele Atos? Dar cum câștigi simpatiile credincioșilor? Și de-aia mai bine nu...
Iată, asta e problema. Iată, acolo sunt lucrurile, pentru că în Uniunea Europeană, asta e parol de onor, în Uniunea Europeană, chiar dacă vrei să mai driblezi, acolo comunitatea te strânge la colț. Estonienii au făcut mai mult de țcuvine. Da. Dar au făcut pentru că sunt întâi în Uniunea Europeană. În CSE se mai poate. Când te uiți la turcmeni, când te uiți la Aliyev, te uiți la... până și cum Yerevanul cu Azerbaijanul, cum a ieșit acum în pierdere. Să fac tocmai cu soldații verzi, cu aranjamente. Și iată, unii politicieni de la noi preferă modalitatea asta. Ca și președintele de colhoz de cândva, când el știe că se fură, dar îl prinde pe cel care trebuie și după aia să-l lasă și el toată viața să-i fie dator. Un șofer care l-a lăsat să iei doi saci de grâu de la combine de pe lan, după asta îi căra președintelui cu mașinile direct în deci. Da. Și după asta, bun, dar până unde ar putea merge ai noștri? Până când, într-adevăr, o să fie un președinte și un partid de guvernământ care o să zică enough. Eu, într-adevăr, vreau să văd sinceritate și grijă față de cetățeni, nu declarată. Dar, de acord, domnul Botnar, noastră aici, de acord, dar vedeți că la dependență încoace, întotdeauna am avut ostașei de aceștia ascunși care nu le-au plăcut regulile deschise ca să facă acest joc în teren respectat de către toți. De aceea, când spuneam noi că avem anumite obstacole în realizarea dreptului la vot, aceasta o face cu scopul ca cineva să câștige de la ceea ce este în prezent alegeri prezidențiale. Dar, de obicei, creează aceste reguli ascunse cei care se află la guvernare. Dacă tu te afli la guvernare și noi organizat alegeri libere, autentice și Consiliul Europei, Uniunea Europeană, organizați într-o unitate, s-ar putea să nu recunoască aceste alegeri organizate de către partidul la guvernare și de actualul președinte, din cauza că tu ai încălcat standardele democratice internaționale de organizare și desfășurare a alegerilor. Nu mai spuneți despre Curtea Constituțională. Domnul Botnar, da, Curtea Constituțională a formulat 6 adrese către Parlament, care la aceste adrese a contribuit și marele constituționalist, marele profesor de drept constituțional Victor Popa, care, Dumnezeu să-l ierte, astăzi a decedat. Acel Victor Popa, care acum 4 ani în urmă i-a înmânat președintul actual Dodon acele elemente ale președinției. Mi-aduce în aminte acel filmuleț. Și uitați-vă că persoana respectivă de acum a trecut în numele celor drepți, s-ar putea și... Haideți să nu continuăm. Nu continuu gândul, uitați-vă dumneavoastră, da? Toți sunt muritori. Nu, eu am vrut, de punct de vedere politic, cel care n-a putut să organizeze alegeri libere și corecte și a folosit ostășii de aceștia care calc pe uneori pe mini minate sau pe teren minat, s-ar putea ulterior să... Dar o să vă dau dreptate în ceea ce privește rolul judecătorilor. Pentru că dacă ei benevol se înrolează și ei, uitați-vă ce s-a întâmplat cu primăria Chișinăului. Deci doar ei s-au putut manifesta cu totul altfel. Dar ar prefera să joace în terenul ăsta? Da. Și uitați-vă, cel care n-a recunoscut alegeri la funcție de primar general, acum în 2019, actualul președinte îl numește președinte a curții de apel. Fără ca să creeze anumite obstacole acestei persoane, el l-a numit prin decret direct. Fără să reîntoarcă candidatura domnului Clima către CSM. Dar s-ascunde după proceduri. Nu, președintele Dodon era în drept să reîntoarcă această candidatură, având acest motiv că această persoană a contribuit la nerecunoașterea legii. Dar propagandiștii lui spun că, vezi, doamne, era procedură. Nu, propagandiștii lui zicească mai bine dreptul constituțional și Consiliul Republicii Moldova. Să vă întrerup un pic, pentru că colegii din regie mă anunță că unul dintre colegii noștri care a mers la cocieri a fost reținut timp de o oră de autoritățile constituționale sau cele nerecunoscute, nu este clar, dar avem legătură acum cu Cătălin Gorea. Cătălin, salut! Spune-ne ce s-a întâmplat cu tine, ce ai pățit? Da, bună seara, Mariana, bună seara tuturor! Deci, cum reflectăm de dimineață prezența la vot, am venit la punctul de trecere, așa zisă vamă, de la Dubăsari. Am lăsat mașina mai în urmă până la vamă, am coborât pe jos,
Am intrat în punctul de trecere și am văzut mai multe mașini în coadă, mai multe microbuze. Am scos telefonul, l-am îndreptat spre partea moldovenească, așa să spun. A durat 6-7 secunde filmulețul video. S-a apropiat un militar, așa zis, în camuflaj, îmbrăcat aici, de mine un vameș transnistrian. Pe un ton agresiv, fără să se prezinte, m-a întrebat țeli vizita în rusă, doar în rusă a vorbit. I-am spus că să vorbim română, a refuzat, am discutat în rusă mai departe. I-am explicat, m-a întrebat cine sunt, cu ce scop filmez, așa mai departe. I-am spus că sunt de la televiziune, sunt reporter, reflectăm prezența la vot, așa mai departe. Mi-au cerut documentele, am refuzat să-i prezint documentele, pentru că am întrebat în bază la ce îmi solicită documentele, pentru că eu nu am de gând să traversez și nici nu am traversat. Tu aveai legitimația la tine de jurnalist? Aveam legitimația la mine, buletinul, fișa de însoțire, am prezentat. Uh-huh. Am refuzat să prezint, să le dau documentele pentru că nu. Deci tu le-ai prezentat, dar ai refuzat să le dai în mână lui, sau cum? Da, da, uh-huh. S-au adunat vreo 5 în jurul meu, tot îmbrăcat în camuflaj, așa. Nu știu, pacifiști. Mi-au solicitat mai agresiv să le dau documentele. Am fost nevoit și le-am prezentat buletinul, legitimația, fișa de însoțire și m-au lăsat fără să mă anunțe nimic. Am așteptat 15-20 de minute. După unde care... te aflai în toată această perioadă de timp? Te-au în dus punctul undeva? De trecere. Nu, nu, nu. Am stat în punctul de trecere, după care s-a apropiat iarăși un vameș, așa numit. M-a invitat într-o cameruță specială, într-o... Uh-huh. Aici m-am dus, m-au întrebat încă o dată, pe un ton agresiv menționez, de parcă eram cel mai mare dușman, de ce... filmez, cine mi-a permis, dacă uh-huh. pot sau nu ști, n-am văzut. I-am spus încă o dată că sunt de la televiziune, nu am niciun scop altul decât să reflect ceea ce se întâmplă în ziua alegerilor, pentru că și ei vin la vot. Pe drum dimensionat la Dubăsari am întâlnit presă din Transnistria care a discutat cu ai noștri care stau, așa uh-huh. să spunem ai noștri, să ne facem divizări. Și nu mi-au spus nimic. Am stat acolo și am așteptat, după care a venit un domn cu epuleți mai mari, așa să spunem, fix aceleași întrebări mi le-a acordat, după asta a dat câteva sunete, nu știu cu cine a vorbit. O oră chiar și mai mult am stat în vamă, fără în acest punct de trecere, fără să știu ce să fac. Deci tu, dacă ai fi încercat să ieși, nu ți-ar fi permis să pleci de acolo, erai ținut cu forța. Da, da, da. Te-ai încercat să întreb de ce m-ați reținut, care e motivul, dacă pot pleca, de ce nu pot pleca? Da, da, și mi-au spus șas, și nici nu am înțeles nimic. După care au văzut că vorbesc cu colegii din redacție la telefon, le spun care este chestia, s-a apropiat, nu de mult, domnul cu epuleț, așa să spunem, și mi-a întors documentele, știi? L-am întrebat de ce mi le-a uh-huh. luat, de ce m-ați sequestrat aici, în baza la ce, dacă nu am avut de gând și nu am trecut punctul de trecere, nu mi-a explicat nimic și mi-a spus că svabodin. Am înțeles. Cu mai multe detalii despre cazul tău vor reveni în edițiile următoare. Cătălin, ai grijă. Noi da. Mergem la știri, dar nu înainte, ca să le mulțumesc invitațiilor din această ediție. Din păcate, în păcate am avut cam puțin timp la dispoziție, dar discuții acum foarte bune. Acum o știri, da? Că dintr-un oraș tot din Germania nu mai merge legătura cu cecul. Nu mai vine legătura cu ceca, da. S-a blocat acolo. Da, da, da. Bombe mici și mari. Marian, dar vreau să spun că azi e sărbătoare totuși în Moldova. Uitați-vă ce prezență l-a avut. Asta e adevărat, asta e frumos. Noi ne revedem în scurt timp după știri. Am revenit în emisie, continuăm să discutăm despre mersul votării de astăzi din Republica Moldova, dar și din diaspora. Revenim cu precizările Comisiei Electorale Centrale legate de alerta cu bombă din Frankfurt. Update-ul făcut recent de Comisia Electorală Centrală. În continuare, mesajul de majoritate, având în vedere articolul 56 din codul electoral, pericolul la adresa alegătorilor, președintele Biroului Electoral din Frankfurt a decis suspendarea votării pentru o oră până la 17:35 ora Moldovei. Poliția evacuează zona, intrarea pe teritoriu nu este admisă din motive de securitate. Conform estimărilor poliției, va fi necesară o oră, o oră jumătate pentru verificarea vizând explozibilul
întreg perimetrul. Cu alte detalii vom reveni, anunță Comisia Electorală Centrală. Noi am reluat legătura cu Eugen și Oxana, care se află în Frankfurt. Da, bună seara. Bună din nou. Eugen, spune-ne unde sunteți, ce s-a întâmplat, v-ați răzgândit să votați? Nu, Mariana, nu ne-am răzgândit să votăm. Am decis să plecăm în Stuttgart, tot în Germania, la 230 km la votare. De ce? Din ce cauză? Ne-au evacuat în jur de 40 de minute în urmă, ne-au evacuat de pe teritoriul ambasadei. Au spus că trebuie să controleze cu câinii fiecare colț, să evite o prealabilă bombă care ar fi fost anunțată. Așa. Și am decis să plecăm în altă parte pentru că rațional ne-am uitat la situații. Mi s-a spus înainte să închid secția de votare că sunt în jur de 1000 de buletine de voturi, pe când afară stau mult de 1000 de persoane. Și am decis să plecăm cu prietenii, suntem undeva 3 mașini sau 4. Au plecat mulți de acolo? Au mai rămas lume la coadă? Foarte multe persoane au fost dezamăgite și indignate, pentru că la ora 3 s-au anunțat că... Eu îmi cer scuze să vă întreb. Da, da. Deci la ora 3? La ora 3 s-au anunțat că mai sunt încă 1000 și ceva de buletine de voturi și oamenii au fost foarte și foarte indignați, strigau lozinci că vrem să votăm. Da. Și mulți oameni de la coadă chiar au început să părăsească pentru că ei vin de pe din loc, din Frankfurt și au spus că băi, noi ne gândim logic, nu dovedem. Unde mergeți voi acum? Sunt mai multe buletine de vot? E mai mic coada? Da, vorbim cu prietenii care se află acolo și ne-au comunicat că da, coada e mult mai puțin, mai mică și sperăm să dovedem. Eugen, spune-ne, ce șanse sunt că supărați pe faptul cum a fost organizat procesul de votare, oamenii să plece acasă și să nu mai meargă în altă parte să voteze sau să nu mai stea acolo la coadă? Cât de determinați? În primul rând am fost bucuroși să vedem dimineața că avem un loc mult mai mare și mai spațios pentru votare, dar nu ne-a bucurat faptul că nu avem destule buletine de vot. Oamenii deja s-au săturat, au obosit fizic, în rând. Eu personal stau acolo de la ora 7:30. Acum este oara, uitați-vă și voi, nu pot să lucrez de ora asta. Am mâncat doar o plăcintă care a făcut soția mea și am împărțit la toți oamenii care erau acolo. Mulțime, îi serveam și pe ei. Asta e tot ce am mâncat dimineața de la ora 7 și am văzut anul cu ceea. Deci, organizare și de data asta a lăsat de dorit. Da, ne-am bucurat de o fază, dar ne-am dezamăgit de alte. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult, Eugen, pentru intervenție. Succes! Cred că mai revenim să discutăm când ajungeți la destinația următoare. Noi revenim în studio. Invitații din această parte a ediției, această ediție specială, sunt domnul Stanislav Pavlovski, jurist. Bună seara! Bună seara! Și domnul Ștefan Gligor, comentator politic. Bună seara! Noi am început în prima parte a ediției speciale moderate de mine să discutăm despre votul în diaspora. Am discutat un pic mai mult despre ce se întâmplă acolo, de ce nici de această dată nu au putut să asigure autoritățile condiții decente, bune și satisfăcătoare de votare, deși știau deja ce se întâmplă. Da? Și am să încep și cu dumneavoastră discuțiile de pe așa scurt, să discutăm despre asta, să văd ce credeți. De ce nici de această dată nu ne-a reușit? Eu am să răspund ca un jurist, nu ca un comentator politic. Bun, ca un jurist. Nu ne-a reușit de data asta, mai bine zis, autorităților noastre nu le-a reușit de data asta, pentru că autoritățile au avut alte sarcini puse de politicieni. Unul de acești politicieni este candidat și astăzi pentru el se votează, n-am să-i spun numele, să nu vă învinuiască, să nu vă mai dea o amendă. Dar Comisia Electorală Centrală a dat dovadă de părtinire politică și de subordonare politică, a deschis secțiile de vot în conformitate cu conform datelor care au fost falsificate și, din păcate, au deschis secții de vot acolo unde bate vântul și nu este nimeni, iar acolo unde era nevoie de dublat numărul, au deschis secții foarte puține, au umilit astăzi cetățenii noștri a câta oară. Și secții de vot în plus nu au fost deschise, dacă eu... Secții de vot în plus formal au fost deschise, dar ele nu au fost raportate la datele care au venit în urma procesului de înregistrare prealabilă.
Înregistrarea prealabilă a arătat după două scrutinii din 16 și 19, 24.000 de persoane înregistrate. După procedura de înregistrare prealabilă anunțată pentru campania din 2020, această cifră s-a majorat cu peste 120% până la 60.000 de oameni. Asta însemna că trebuia să mărești secțiile de vot, nu cu nu știu câte acolo. Ele trebuiau majorate corespunzător. Italia are nevoie de cel puțin 60 de secții de votare. Noi ce am făcut în Italia? Germania trebuiau numărul dublat, acolo trebuiau deschise vreo 12-14 secții. Ce am făcut noi? Îi ținem pe oamenii ăștia și îi umilim. Care este motivația lor? Motivația lor să-și exercite dreptul la vot. Ei au văzut că mobilizarea este fără precedent, dau, intimidează cu apeluri false de bombă în sediile birourilor nu de votare. Nu putem pretinde că tot ei fac asta, să păstrăm o prezumție a nevinovăției. Păstrați dumneavoastră ca prezumție. Eu deja de data asta ca comentator politic, cum ați prezentat dumneavoastră, deși eu nu sunt. Mă scuzați, afirm acest lucru, absolut cert, este vorba despre o provocare făcută de... actuala coaliție de guvernare majoritară, PSRM, Plahotniuc-Șor, pentru că acești oameni au înțeles că miza lor nu va câștiga aceste alegeri sau are șanse foarte mici de a câștiga aceste alegeri și ei au nevoie să încetinească votul. Cât noi discutăm, votul a depășit 196.000 de persoane în străinătate și până ieșim din acest birou, în această emisie, eu cred că va depăși 200.000. Domnul Pavlovski, vreau să vă aud și pe dumneavoastră o părerea dumneavoastră, dar înainte de asta, colegii îmi spun că avem un mic filmuleț video de la Frankfurt cu cei care au rămas acolo să aștepte să reluarea procesului de votare și care interpretează acum imnul. Cum să nu te emoționeze astfel de imagini? Cu siguranță ați simțit și dumneavoastră energia aceea de la Frankfurt. Domnul... M-am pierdut de la acest moment. Domnul Pavlovski, da. Vreau și opinia dumneavoastră pe subiectul legat de cum a fost organizat procesul de votare pentru diaspora. Eu cred că nu putem lua izolat organizarea procesului pentru diaspora. Nu trebuie să analizăm organizarea procesului electoral prezidențial în ansamblu, la noi în țară și în diaspora la fel, deoarece diaspora la fel să fac parte din numărul total a cetățenilor Republicii Moldova. Problema este că Republica Moldova nu prea avem pretenții la secțiile deschise pentru cetățenii de aici. Haideți să aruncăm o privire care sunt standardele internaționale și să vedeți că dreptul internațional nu obligă statele membre să organizeze votare în străinătate. Asta este standardul. Deci, în cazul dat, Republica Moldova este una dintre puținele state care acordă propriilor săi cetățeni această posibilitate. De ce dreptul internațional nu obligă statele să organizeze asta? De ce e că statul este limitat în posibilitățile sale? Asta este vorba despre altă țară, altă jurisdicție, este vorba de acordul acestor state. Deci este imposibilitatea controlării legalității desfășurării procesului, deci limitarea posibilității stopării actelor de corupție, presupunem dacă ar fi avut loc, sau transportarea cetățenilor organizat
statul nu are aceste posibilități în străinătate. De asta statul nostru, Republica Moldova, într-adevăr, spre deosebire de multe alte state, a făcut acest pas, ceea ce este absolut salutabil pentru Republica Moldova. L-a făcut cum formal e? Domnul Pavlovski și el îndeplinește această obligație din moment ce și-a asumat-o și-a îndeplinește într-o totul. Deci una este să zici, v-am dat dreptul, treaba voastră mai departe, noi v-am dat dreptul, dar voi stați în cos câte 9 ore, sau zici, vă dăm dreptul și vă asigurăm toate condițiile ca voi să puteți beneficia de acest drept. Ce cu dreptul ăsta dacă nu ți-o poți exercita? Statul poate exercita această cerință. Eu înțeleg revolta dumneavoastră. Problema este în faptul că oamenii stau la coadă. Da, eu înțeleg revolta dumneavoastră și într-adevăr eu sunt de acord că în mod normal fiecărui cetățean trebuie să fie acordat acest drept. Sunt de acord cu dumneavoastră. Asta e varianta ideală. Întrebarea mea este dacă statul este în stare să organizeze acest lucru. Uitați-vă ce se întâmplă la noi. Pe teritoriul Moldovei noi nu putem organiza ca lume acest proces. Asta ceea ce este mai îngrijorător, că aici uitați-vă ce se face în Varnița, în alte regiuni care merg de-a lungul teritoriului, care merg de-a lungul Nistrului. Noi nu putem aici organiza pe loc aceste desfășurare acestor alegeri. Eu cred că în cazul dat Comisia Electorală Centrală trebuia să organizeze aceste procese cu mult mai serios. Da, asta probabil că ar cere niște investiții finanțări cu mult mai substanțiale decât banii alocați pentru această campanie electorală, poate de 10 ori suma trebuie să fie de 10 ori mai mare ca să fie asigurat dreptul cetățenilor de vot în străinătate, în vedere cu respectarea tuturor rigorilor legii. Nu numai că mica mecanic de biuletine de luați repartizați între voi, da, dar să fie într-adevăr respectat procesul. Domnul Gligor era de părerea că nu a fost bine organizat cu rea intenție. Nu, asta eu nu pot spune. Dacă deliberat, dumneavoastră cum credeți? Dacă domnul Gligor are aceste probe, eu n-am aceste probe. Eu n-am aceste probe, eu sunt jurist, eu nu pot să-mi permit să fac speculații. Vă permite, dumneavoastră puteți să vă permiteți, dar dumneavoastră cunoști cum ultimele luni aveți o abordare selectivă. Noi am demonstrat fraudă în proces de înregistrare prealabilă în Federația Rusă. Înregistrarea în Federația Rusă a fost mai mare de 9 ori decât media pe Europa. Acea înregistrare, inclusiv prin investigația doamnei Rață, a fost probată. Oamenii care au semnat precum că în listă erau intervievați și întrebați. Și oamenii spuneau, eu de 3 luni n-am ieșit din casă, dar semnatura mea stă în listă. Acum noi ne adresăm către Civil, la invitația lui, să ne acorde accesul la acele liste. Ce spune Civil? Nici o problemă, eu vă invit. Noi depunem cereri, inclusiv două persoane autorizate de prelucrare a datelor caracter personal. Ce face CECO? Ne spune că, nu, noi nu vedem că am dat mail-ului. Ok, au dat mail-ului. Cât timp este nevoie ca să constați 20-30 de persoane că n-au semnat într-o listă sau alta? Te duci, îi audiezi, și s-a încheiat procesul verbal și la revedere. Încă ce s-a făcut până astăzi? Nimic. De ce s-a făcut asta? Ca să se deschidă 17 secunde. Noi sunteți jurist? Păi examinați probele. Și nu vă acoperiți ca toată guvernarea asta cu o fațadă de declarații inutile, sterile, domnul Pavlovski. Pentru că asta este absolut suspicios. Ce spuneți dumneavoastră? Ce spuneți dumneavoastră? Este o aberație. Nu este o aberație, este o probă și este circumstanță faptică. Spun de ce? Eu sunt cetățean simplu. Eu n-am putere să verific, să cer probe. Nu există autorități care astăzi ar funcționa în stat așa cum se cuvine, domnul Pavlovski. Dar asta nu înseamnă că trebuie să deconectăm logica, rațiunea și ochii noștri. Să facă Pavlovski vinovată de toate care se fac în țară. Eu înțeleg, am observat aceasta inclusiv și de partea dumneavoastră. Pavlovski vinovat de toată țara asta. Eu zic un pic ca să liniștească spiritele, ne ducem în Franța, unde discutăm cu Petru Scaleț. Bună seara! Bună seara! Bună seara, mă auziți? Da, vă auzim foarte bine. Spuneți-ne unde vă aflați, că încă nu vă vedem. Unde vă aflați și dacă ați reușit să votați sau încă nu? Da, eu am reușit să votez, m-am trezit la orele 5 dimineața ca să ajung în Nice să votez. La orele 7 și 10 deja eram la secția de votare. Am votat. Cât de multă lume era la coadă în Nice? Cât de multă lume aștepta să voteze? Până la orele 2 a fost rândul destul de mare, însă acum oamenii stau în rând nu mai mult de 10 minute. Deci, dar ce este un plus este faptul că este un flux continuu de oameni care vin și vin. Rândul nu se oprește. Dar mai aveți buletine de vot? Vă ajung?
Din informația care am primit-o la moment, deja s-au folosit în jur de peste 2000 de buletine, deci jumate. Și cu siguranță până la închiderea secției de vot aceste buletine o să fie destul. Pentru NIS e deja un record. E un record. Deci până acum atât de mult nu s-a votat. Da, chiar și cu recordul bătut de data trecută, data aceasta cu siguranță mai batem un record. Cu siguranță deja s-a bătut un record. La această oră peste 200.000 de cetățeni aflați în diasporă deja au votat. Data trecută, recordul anterior era de 150.000, așa că bravo vouă, deja v-ați bătut propriul record de acum două săptămâni. Dar totuși, Petru, spune-mi, te rog, da, ce v-a făcut să ieșiți atât de mulți la vot de această dată? Ce a mobilizat în așa măsură diaspora? Eu cred că noi cu toții știm ce a mobilizat diaspora așa de mult. Și asta o vedem în statistici. Și dacă vedem cine au votat mai mult, femei sau bărbați, vedem că numărul femeilor este destul de mare. Și aș spune eu că toate acele complimente și comparații care a făcut domnul singur știți care, i-a jucat fiesta de data aceasta și eu chiar mă bucur, chiar foarte tare mă bucur. Deci eu înțeleg corect discursul unuia dintre candidați v-a determinat să ieșiți atacurile lui? V-ați supărat? Pe mine m-a determinat și asta și mai mult încă, dar cu siguranță că persoanele care erau indecise, de data aceasta, văzând acele declarații și înțelegând că asta nu e normal să spui ceea ce a fost spus, pur și simplu trebuie taxat. Da. Trebuie taxat. Mersi foarte mult pentru intervenție și pentru modul în care ați avut răbdare și ați mers să vă exercitați dreptul civic și constituțional la vot. Mersi. O seară bună. La revedere. Noi revenim în studio. Ziceam, peste 200.000 deja au votat în diasporă, dar pentru că am vorbit un pic mai devreme despre cum s-a votat, cât de uniform și eforturile mari făcute pentru a deschide secții de vot. Deci o grijă, am văzut-o, a autorităților de a deschide secții de vot în Federația Rusă ca acolo să se voteze. Noi avem informații de la ora 17, ora de la Moscova, cu câți cetățeni moldoveni au votat acolo, deci la ora 17:00, ora Moscovei. În Federația Rusă au votat 10.971 de cetățeni, adică aproape 11.000 de cetățeni, iar cea mai mare prezență la vot a fost la secția de vot deschisă la ambasadă de la Moscova, 1.300 de persoane. De ce se votează atât de puțin în Federația Rusă și unde au dispărut semnăturile cei oamenii care vreau să voteze acolo, tare vreau? Eu cred că asta normal. Lumea votează, ne fiind silită de nimeni. Cine vrea, vine. Cine nu vrea, nu vine. Un proces democratic, electoral democratic. Semnături s-au strâns mai multe decât se duc acum și votează. Eu aici nu pot spune. Semnăturile s-au strâns. Înseamnă că lumea a avut alte opinie. Nu știu. Eu n-am acces la această informație și nu pot spune. Da, o jumătate sunt în Europa și le s-au făcut profiluri false și e-mail-uri false și au fost înregistrați cu furtul datelor personale, domn Pavlovski, și n-au putut să-și înregistrezi datele. Vă spun eu, că dacă ați știți. Da, cunosc că doamna Mariană poate să vă povestească. Dar, bine, eu zic, în primul rând, să le aducem telespectatorilor aminte că președinta biroului de votare din Kursk făcea agitație cu privire la modul, la organizarea transportării alegătorilor în ziua alegerilor pentru turul întâi. Data asta mi se pare, cel puțin n-am dat, trebuie să verific, dar n-am dat data asta de înregistrare video în care chema oamenii la transportare organizat domn Pavlovski, președinta biroului de votare, by the way, așa, din Kursk. Domnul Pavlovski nu este vinovat. Vis-a-vis de remarcă. Nu. Dumnealui nu este vinovat, dar dumnealui face în mod intenționat niște remarci care nu-i fac față. Dumneavoastră ați spus, vă spun care. Foarte concret, nu este jurist. Și eu am ureche scuțit. Dumneavoastră ați afirmat că acolo oamenii vin benevol. Eu vreau să vă spun că dumneavoastră, asta este o prezumție, dumneavoastră nu știți. Prezumție? Acele informații pe care noi le avem vorbesc despre faptul probat cu format video scris de pe pagini oficiale, inclusiv din partea funcționarilor birourilor electorale din Federația Rusă, că acolo se face organizat acest lucru.
Și asta este o probă. Să pună pe post imaginile video, pentru că și noi am primit niște imagini video de la... De la niște cetățeni moldoveni care se află în Federația Rusă și care au surprins autobuzul cu care erau aduși cetățenii la secție de vot. E un autobuz care aparține acelei fundații sau asociații, nu știu cum se numește, care acum câteva zile a organizat un concert la Moscova pentru cetățenii moldoveni, așa prin coincidență tot în preajma alegerilor. Am să rog colegii să pună pe post acele imagini. Dar... Dincolo de asta, adus organizat sau neadus organizat, deliberat, nedeliberat, totuși puțină lume, ținând cont la foarte cât de mare lume. Diaspora noastră din Federația Rusă, foarte puțină lume merge să voteze acolo. De ce e atât de diferită diaspora din Federația Rusă de cea din Occident? Da, știți, eu cred că dacă sunt careva probe că cineva îi forțează pe cineva, domnul Grigor trebuie să prezinte informațiile la organele corespunzătoare, nu la Pavlovski. Pavlovski nu are nici încred, nici mânică cu, nici cu o forță, nici cu altă forță. Dar ce are Grigor ca cetățean ca de pe poziția sarcina mea este, sarcina mea este să convinc oamenii să desfășoare alegeri prezidențiale democratic. Asta este sarcina mea, indiferent de candidat. Maia Sandu, Igor Dodon, pentru mine totuna. Pentru mine contează că poporul Republicii Moldova să fie acordată posibilitatea legal și liber să-și exprimă votul. Asta este unicul motiv al meu de ce eu vin și explic din nou și din nou aceste lucruri. Cei din Rusia probabil nu au posibilitatea să mă asculte, de asta și nici să vin la votare. Asta e motivul pentru care nu glumă, asta eu glumesc. În cazul dat, eu cred că noi putem iar specula, eu n-am această informație și cred că aici trebuie de făcut niște cercetări sociologice și politologice destul de adânci, că să fie identificate aceste cauze. Eu n-am, eu pot să intru în speculație, dar n-am. Cum vă explicați? Că nici în Europa nu s-a dus nimeni să facă agitație electorală, să discute de la ușă la ușă. Dar acolo oamenii au ieșit la vot. De ce în Federația Rusă, unde iarăși avem o diasporă foarte mare? Nu, probabil că în Europa totuși a lucrat Facebook-ul, că ei nu văd alt motiv cum s-a organizat. În Federația Rusă, nu Facebook, ei toți sunt nu știu, acolo. Nu știu, repet încă o dată, eu n-am posibilitatea să studiez această problemă, ca să vă asigur un răspuns clar. N-am această informație. Domnul Grigor, de ce votează mai puțin cei din Federația Rusă? E complicat să răspund la această întrebare. Atâtea mesaje am avut adresate lor. Și astăzi asta este unicul lucru cu care eu sunt de acord cu domnul Pavlovski, este că e nevoie de o cercetare. Progress. E o nevoie de o cercetare sociologică minuțioasă a acestui fenomen. Mai mult ca atât, vreau să vă aduc aminte că chiar dacă au ieșit la vot într-un număr, mă rog, nu e mare cum este el, Igor Dodon, care a fost fața relațiilor Republicii Moldova cu Federația Rusă în toți acești ani, a luat doar locul 2 în turul 1. Ceea ce vorbește despre faptul că mai degrabă e vorba de abordarea incorrectă a Federației Rusie în termen de construirea relației bilaterale. Pentru că atunci când îți construiești relația cu o țară printr-o persoană fizică care temporar ocupă o funcție, asta e un lucru. Atunci când tu construiești relația cu Republica Moldova ca stat și ai în vedere interesele naționale și a cetățenilor Republicii Moldova în construirea acestei relații, atunci rezultatele sunt diferite. Și eu sunt de acord, de fapt, cu tezele prezentate de Vladimir Solovyov în cea mai recentă publicație analitică pentru Carnegie-ul, în care dumnealui expune aceste teze în mod analitic foarte corect. Este una când tu faci PR și încerci să faci suprapunere, așa numit overlapping de autoritate peste un candidat anumit în zonă, pentru că tu ai holding mediatic care retranslează produse mediatice din Federația Rusă, care formatează modul de gândire și mentalitatea, pattern-ul mental, e o chestie, asta este un instrument de influență, dar asta nu este efect. O chestie longevivă pentru că el nu dă efect. Nici nu măcar oamenii din Federația Rusă care au ieșit la vot n-au preferat ca opțiunea numărul 1 candidatul pe care ei și-au pus miza. Asta este ideea. Deci asta vădit demonstrează diferența de abordare. Uniunea Europeană lucrează în sensul ajutorării cetățeanului, indiferent de regimul politic, în sensul promovării valorilor democrației. Federația Rusă promovează o persoană care are menirea precum că să controleze întregul stat și să-și subordoneze
toate procesele în acel stat. Asta trecem... este marea diferență de abordare și eu cred că, sigur că abordarea umanistă, abordarea rațională, abordarea de dezvoltare economică, axată pe drepturile omului și respectarea lor, este mult mai avantajoasă și oamenii în timp au înțeles acest lucru. Și iată că există o dezbalanță, dezbalanța asta care, vorbește despre niște procese mult mai profunde și care de fapt trebuie, cred eu, analizate și cercetate, precum am spus, inclusiv sociologic. Vreau să trecem de la votul din diasporă la votul în Republica Moldova. Mai întâi în Olanda mergem, anunță regia. Mergem să vedem ce se întâmplă în Olanda, cum votează cetățenii noștri stabiliți acolo. Bună seara! Ne auziți? Bună seara, bine? Și bine, da. V-am găsit, eu vă aud, sper că mă auziți. Am să vă rog să ne spuneți cum vă spune, pentru că n-am fost anunțată de colegii mei din regie. Sunt Dorina Baltag, fondatoarea comunității Noroc Olanda din Olanda. Da. Spuneți-ne dacă ați reușit deja să votați și ce se întâmplă la secțiile de vot de acolo. Deci încă nu am reușit să votez, stăm la coadă, acum coada este ceva mai scurtă, cred că până la un kilometru, un 500-800 de metri de la intrare în secția de vot. Deci un kilometru este coada și este mai scurtă, da? Este mai scurtă decât ce a fost începând cu, să zicem, orele 10-11 dimineața, inclusiv ora 1 la amiază. Până la ora 4 au votat deja 2200 de cetățeni în Olanda, ceea ce este un record, pentru că în primul tur noi am votat 1200 de persoane. Ați votat 1200 pentru că mai mulți nu erau sau pentru că mai mult n-ați reușit să votați? Pentru că mai mulți nu au fost. Deci la, în primul tur, la orele 3 jumate, au votat 1000 de cetățeni, către orele 9, la închiderea secției, au votat în total 1210 cetățeni. Înțeleg că buletinii de vot vă vor ajunge până atunci. Întrebarea este dacă reușesc să voteze toți oamenii cei care stau într-un rând, într-un șir de un kilometru la coadă să voteze. Este greu să zicem cu precizie, avem 5.000 de buletine, așa cum au fost repartizate în diasporă. Noi estimăm aproximativ câte 250 de oameni intră să voteze pe oră. Cred că este foarte eficient și foarte bine organizat aici la secția de votare din Haga, dar nu știm câți vor veni. Deci să presupunem că vor fi până în 5.000, dar dacă vor fi mai mulți, nu știu ce vom face. Bun, acum nu sunteți în coadă atâția cât să epuizați toate buletinele de vot. Nu. Totuși, ziceați că e premieră pentru Haga o prezență atât de masivă la vot. Ce i-a determinat pe oameni să iasă să voteze de această dată, pe timpul ăsta atât de frumos și cu pandemie și cu de toate? O întrebare foarte bună și foarte complexă. Cred că trebuie să enumerăm câțiva factori. Este vorba și despre exodul masiv a oamenilor, a capitalului uman din țară, dacă să credem cifra de 106 oameni pe zi. Uh-huh. Am observat de 11 ani de cât locuiesc în Olanda că sunt tot mai mulți moldoveni. Asta ar fi un factor. Un al doilea factor este că de la turul 1 până la turul 2, toți moldovenii în Olanda și comunitatea noastră s-a mobilizat pentru a informa cetățenii cu privire la ceea ce se întâmplă în țară, cu privire la atitudinea pe care o are actualul președinte față de noi și eu cred că acesta este un vot al oamenilor care rezonează cu procesele democratice, care nouă ni se par normale, pentru că noi călătorim la secția de vot, eu am făcut 250 de kilometri astăzi și mai fac 250 să revin acasă și asta este o normalitate. Deci, da. Cred că sunt mai mulți factori și trebuie să-i luăm în considerare. Mulțumesc foarte mult, Dorina, pentru intervenție și pentru spiritul civic și cetățenesc de care ați dat dovadă astăzi. Cu mare drag pentru țară! Mulțumim! Revenim în platou. Mai avem puțin timp, dar vreau un pic să abordăm și subiectul legat de cum se votează în Republica Moldova, mai cu seamă la secțiile de vot deschise pentru cetățenii din stânga Nistrului. De ce? Pentru că acolo s-au acolo au fost titlurile de știri, da, din presă, acolo s-au întâmplat ciocniri, acolo s-au întâmplat acolo au fost spiritele încinse. Până la acest moment ne spune Comisia Electorală Centrală la secțiile de vot deschise pentru cetățenii din stânga Nistrului au votat aproape 30.000 de cetățeni. Ce ați înțeles dumneavoastră din acest proces de votare a celor din stânga Nistrului? E un exercițiu democratic
pornit de la conștiința cetățeanului sau întrevedeți și altceva? Iarăși, noi putem specula, putem spune diferite lucruri despre acești oameni. Eu însă, repet, am un singur scop. Că toți cetățenii Republicii Moldova, oriunde s-ar afla ei, să aibă dreptul la liberă exprimare a opțiunii sale. Deoarece alegerea nu este altceva, dacă asta este alegerea democratică, nu este altceva decât identificarea voinței poporului, voinței liber exprimate. Și prin acest lucru, la toți cetățenii trebuie să fie acordată posibilitatea să-și exprime acest vot. Și la cei din diaspora, și pentru cei din Transnistria, și cei din Federația Rusă, cei din Republica Moldova. Nu putem face diferență între cetățeni, ei au aceleași drepturi, indiferent de unde vin. Și eu am văzut astăzi în interviurile pe care le au jurnaliștii, inclusiv de la cei veniți din stânga sinistrului, oameni care erau foarte conștienți și care au venit cu trup și suflet să-și exercite dreptul la vot, dar am văzut și cetățeni care nu știau pentru ce veneau. Da. Am văzut înregistrări video în care unii dintre acești cetățeni întrebau unde să se ducă să-și ia banii, să-și primească. Deci există bănuială rezonabilă că s-a plătit pentru ca să se voteze. Și atunci despre ce fel de este necesar de făcut o mică remarcă, Mariana. Legislația electorală a Republicii Moldova și legislația penală a Republicii Moldova nicicum nu apără democrația procesul electoral. Nicicum. Noi nu avem în codul penal al Republicii Moldova, noi nu avem niște pedepse dure, aspre pentru corupția electorală. La noi niște lucruri declarative acolo spuse. Știți că din memoria dumneavoastră cunoașteți măcar un singur caz de condamnare a omului pentru corupția electorală. Fie polițian, fie om simplu, nu contează, măcar un singur fapt. Este? Nu de este. Cei care corup câștigă alegerile, nu mai au interes după nu asta. Nu de asta, de cei care legislația este perfectă și nimeni nu vrea să o perfecționeze, deoarece mâine speră că eu singur să am nevoie de legislația aceasta. Haideți să vedem ce spune și domnul, ce crede și domnul Gligor. Despre ce? Despre faptul dacă legislația din Republica Moldova este mult prea blândă și din cauza asta stimulează nerespectarea dreptului la vot și fraudarea votului. Articolul 181 prim spune că coruperea alegătorilor este o infracțiune penală care se pedepsește cu amendă sau cu închisoare de până la 5 ani. Se pedepsește Republica Moldova. Și cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcții în cazul de 182-81-2 și așa mai departe. În Republica Moldova, organele forțelor din Ministerului de Interne au fost antrenate de 2 zile în facilitarea organizării procedurii coruperii votanților din stânga Nistrului. Ei sunt oamenii care protejează operațiunea șerifului împreună cu actuala guvernare și contrabandiștii de pe ambele maluri ale râului, care astăzi sunt în serviciu Partidului Socialiștilor, să desfășoare această operațiune de corupere a alegătorilor. Poliția astăzi, în loc să înregistreze toate numerele de matriculare a mașinilor care de câteva ore au traversat frontiera administrativă, au facilitat circulația acelor mijloace de transport și transportarea organizată, astfel făcând o infracțiune penală, mai multe infracțiuni penale. Și eu vă asigur că despre atât voi, cu cât și șeful Inspectoratului Național de Poliție trebuie să fie atrași la răspundere penală pentru asta. Despre votul pentru organizat pentru cetățenii din stânga Nistrului vorbim și în următoarea ediție specială. Eu vă mulțumesc pentru participarea la această ediție. Invit pe telespectatori să urmărească știrile în limba rusă, care încep imediat și după asta revenim într-o nouă ediție specială. Doamnelor și domnilor, am revenit în regie, în emisie. Continuăm discuțiile despre cum are loc procesul de votare astăzi, atât în Republica Moldova, cât și în diasporă. Invitații din această parte a ediției speciale sunt în continuare domnul Ștefan Gligor, avocat, jurist, și domnul Vlad Țurcanu, expert
în comunicare. Bună seara, domnul Țurcanu, bine ați venit la TV8. Am să rog regie să-mi spună dacă avem legătură cu cineva din diasporă, da? Cu cine discutăm? Bună seara, mă numesc Nicolae Bairaclaș și reprezint secția de votare din Sibiu. Bună ziua, Nicolae, știu că la voi încă e de vreme. Spune-ne ce se întâmplă în Seattle. Este ora... lume? Da, este ora 8:20 dimineața. Oamenii vin încet, încet la votare. O mare parte a diasporii de aici fac parte din cultură religioasă și primul lucru care fac ei dimineața merg la biserică. Și se întâmplă an de an. Lumea vine într-un număr mai mare la vot după slujba de dimineață. La câte lume vă așteptați, dacă puteți să faceți niște prognoze? Cred că data trecută în turul 2 au fost undeva 200 de persoane. De această dată cred că vom fi în jurul 2000. Deci totuși lumea și în Statele Unite cetățenii moldoveni se mobilizează. Se mobilizează și sunt foarte motivați. Chiar câteva minute urmă mi-a scris un băiet care se află la 800 de mile, ceea ce este în jur de 1300 de kilometri, și a spus că el va conduce fără oprire ca să ajungă la să voteze. Cât totuși estimați că ar putea să vină la vot din cetățenii stabiliți în Statele Unite, dacă iarăși putem să facem niște calcule? Prezența la vot în Statele Unite, din părere de rău, este mult mai mic ca prezența diasporii în Europa. Și asta îți datorează la mai mulți fapt. Sunt foarte mulți tineri care au venit în Statele Unite și au aplicat la aziluri politice, iar ștampila în pașaport ar fi un impediment pentru procesul lor de imigrare. Și asta e impediment. Am înțeles. Totuși, o cifră... 20-30 de mii, cât? Cred că noi avem 12 secții de votare și de fiecare dată secții de vot vin în jur de 300 la 1000 de persoane. Eu cred că în jur de 30-40 de mii de voturi vor fi de data aceasta. Am înțeles. Ce determină pe cetățenii noștri stabiliți în Statele Unite să voteze mai mult în aceste alegeri, în acest tur? Cred că mizeria în care trăiesc rudele, cei de aproape, fiind psihotare și văzând ce fel de viață au oamenii care trăiesc aici, noi vrem aceeași viață să aibă părinții noștri, frații noștri acasă. Văzând în alte țări cum trăiesc oamenii așa cum se merită, toți vor ca aceleași schimbări să fie acasă și acasă oamenii să trăiască ca psihotare. Da. Mersi foarte mult, Nicolae, pentru intervenție, da, și pentru că sunteți activ civic. Cu plăcere. Doamne, să aveți ajută o zi plină de voturi. Eu doar am să citesc ultimele date. Până în acest moment, în diasporă au votat peste 216.000 de persoane. Și iarăși am să citesc care sunt secțiile de vot din străinătate în care, la limită, deci acum mai sunt încă câteva sute de buletine de vot și se epuizează înaintea de a închidere secțiilor de vot. Cel mai mult s-a votat la secția de vot din Franța, Montreux, și din Frankfurt. Aici sunt mai puțin de 1000 de, la ora 17 erau mai puțin de 1000 de buletine de vot rămase neconsumate. Se apropie cu pași grăbit și secția de vot numărul 394 din Marea Britanie, în Londra, dar și secția din Berlin, Germania. În aceste secții de vot au rămas în jur de 1000 de buletine de vot. Mergem acum în Canada. Nata Albut este la datorie. Da, bună, salutare, Nata. Mariana, spune-ne ce se întâmplă, ce se întâmplă la voi. În primul rând, spunem dacă mă auzi bine. Te auzim foarte bine. Ok, minunat. Care este situația la noi? În primul rând, la noi este foarte, foarte plin. Și ceea ce nu e noutate, probabil, pentru nimeni care știe cum e vremea în Canada. De asta, de data asta, eu sunt surprinsă să văd mai puțină lume în coadă afară. Totodată, pentru mine asta este un semn bun. Eu am stat în coadă 15 minute, doar data trecută am stat 2 ore în coadă, pentru că organizarea de data asta este și mai bună.
s-a extins spațiul din interiorul secției. După cum vezi, data trecută, cum intram în secție, imediat trebuia să prezentăm actele. De data asta avem un coridor în interior, respectiv mai multă lume stă și în interior, sunt mai mulți operatori care procesează datele, respectiv procesul de votare se petrece mult mai rapid. La ora asta, la Montreal, noi am trecut de ora 11, avem peste 1000 de persoane care deja au votat. Și pentru că am făcut cunoștință cu niște moldoveni simpatici, am zis să vi arăt și vouă. Oamenii ăștia au făcut 5 ore de drum, au venit de la Quebec. Cât? 3. Ei, dar copiii sunt 5, că au 3 minori. Au venit de la Quebec. Chiar vreau să-i întreb ce i-a făcut să parcurgă drumul ăsta ca să ajungă aici. Noroc! Ia spuneți-ne, că voi ce v-a convins să faceți drumul ăsta? Bună dimineața! Da, nouă nu ne căpună, noi toți... Nu ne este indiferent de țară, că și nu vreau. Nu vă este indiferent, dar ăștia mici nu v-au oprit, au zis, vrem acasă să stăm? Au oprit la fiecare liceu pe drumul, practic, Și acum mai aveți alte 3 ore de parcurs iarăși acasă. La noi se așteaptă să se înrăutățească vremea, urmează să înceapă ploaie, urmează oamenii ăștia în drum spre Quebec o să aibă unii în soare puternică, dar cu toate astea lumea vine în continuare. Iată, după cum vedeți, rândul aici se întinde. Da. Aș putea să ies și afară să vă arat un pic de atmosferă, dacă vreți. Nata, spune-mi, te rog, dacă aveți temeri că ar putea să nu vă ajung buletinii de vot. Exact despre asta vreau să spun, Mariana. Uh-huh. La Ottawa e o situație foarte bună pentru cei care vor să voteze, să nu stea în coadă. La Ottawa până la ora asta au votat sub 100 de persoane, iar buletine sunt 5.000. Deci ar putea să meargă acolo lumea să voteze. Absolut. Uh-huh. Și distanța de la Montreal nu este mare. Deci pentru cei care stau în vestul insulei, chiar este mult mai convenabil să meargă la Ottawa decât să vină aici, în centrul Montrealului. La Toronto, până la ora asta, au votat în jur de 250 de persoane. Nu am nicio situație de la Calgary, pentru că, precum bine știți, în Canada sunt 4 secții de vot. Vă mulțumesc mult, drum bun, dar aș putea un pic să vă arăt atmosfera de afară. Te rog să ne arăți Iată, eu credeam că nu plouă, dar deja a început să plouă. Adică la minus 4 grade afară s-au mai adăugat încă și ploaie. Aveți un pic de coadă. Avem o leacă de coadă. Noroc! Oricum, Mariana, situația este mult mai bună, organizarea este excelentă, nu am de ce să mă plâng, stăm un pic în coadă, dar oricum e mult mai bine ca data trecută. Da. Mersi foarte mult, Nata, și vă dorim succes, să aveți o zi plină de voturi. Și vouă mult succes și răbdare și putere. Da, mulțumesc. Am revenit în studio să discutăm despre ce se întâmplă astăzi, mai cu seamă pe segmentul transnistrean sau pentru alegătorii noștri din stânga Nistrului care vin să voteze. Sunt multe discuții și acolo atmosfera a fost încinsă astăzi, acum s-a mai liniștit. Până în acest moment aproape 30, în jur de 30.000 de persoane au votat, din alegătorii din stânga Nistrului au participat la vot. Vreau să știu părerea dumneavoastră despre acest vot pe segmentul transnistrean. Istoricul rus Mark Solonin, unul dintre cei mai apreciați istorici publiciști, spune că în Federația Rusă nu se desfășoară alegeri, ci au loc operațiuni speciale. Și această chestiune pe care dumneavoastră o propuneți spre discuție este de asemenea, pare foarte mult, seamănă cu o operațiune specială, pentru că este nedrept ca efortul acestor oameni pe care tocmai i-ați avut în direct din zone în care se circulă greu și din cauza distanțelor, din cauza vremii, iată, poate fi anulat, anihilat de niște voturi care vin din Transnistria și despre care știm aproape cu siguranță că multe dintre ele sunt voturi care vin să fraudeze alegerile în Republica Moldova și respectiv să schimbe cursul politic din Republica Moldova într-un mod care nu caracterizează populația majoritară. Sentimentul pe care l-au mulți cetățeni și probabil și de aici această participare la vot în număr foarte mare este că și aici, bineînțeles, în granițele Republicii Moldova, este că votul celor care văd un alt viitor mai bun Republicii Moldova decât acela pe care încearcă cei din Transnistria și cei care organizează aceste voturi din Transnistria, va depăși numeric voturile din Transnistria și nu vor cântări decisiv în ecuația finală. Dar vor fi probabil câteva zeci de mii de voturi bune de acolo, rele, spun eu, nedrepte, mai bine zis,
și discuția aceasta va căpăta continuare în următoarele zile, va trebui la un moment dat să ne clarificăm cu acest aspect. Nu a existat niciodată niciun precedent internațional în care un teritoriu ocupat să primească permisiune de a vota pentru ca să influențeze decisiv cursul politic al... Și acolo toți sunt cetățeni moldoveni. Da. Eu mă întrebam, vă ascultam acum pe dumneavoastră, vreau să vă zic că eu m-am uitat azi mai mult la interviurile luate de colegii mei la Varnița și alte localități unde au votat cetățenii din stânga Nistrului. Am văzut lume diferite, am văzut oameni cu foarte multă bună credință și patriotism și dorință de a participa conștient la vot, care au mers din stânga Nistrului să voteze. Am văzut și oameni care nu știau pentru ce să duc să voteze și care întrebau unde trebuie să meargă după asta să primească recompensa financiară pentru. Întrebarea este, totuși, acolo se află, dacă e, să credem estimările făcute de CEC, vreo 250.000 de cetățeni moldoveni. Peste 300.000 și ele au fost acordate 300. De către Vladimir Voronin pentru a înclina balanța în favoarea sa. El avea impresia că cu acele voturi își va perpetua aflarea la guvernare pentru mult timp înainte. Ce putem noi să facem astfel încât cetățenii ăștia din stânga Nistrului să poată participa la procesele democratice din Moldova fără ca cei de aici, de la Chișinău și din altă parte, din diasporă, să aibă impresia că se fraudează voturile atunci când vin cei din stânga Nistrului să voteze. Adică cei din stânga Nistrului să vină chiar din proprii dorință, nu aduși forțat, nu aduși organizat, nu plătiți, dar pentru că ei cred că trebuie să meargă să voteze și să o facă conștient. Noi cu siguranță nu vom găsi un răspuns în această seară, când au mai rămas câteva ore până la consumarea asta sigur nu obținem acestei asta. Zile de vot, dar v-aș da un singur indiciu. Serviciile speciale ale acestui stat ar fi trebuit încă de la prima încercare, care a căpătat așa un contur mai puternic în 2016, să verifice validitatea acestor oameni. Mai cu seamă că, deci, ca să înțelegeți până unde s-a ajuns, încât oamenii sunt mituiți chiar în teritoriul constituțional al Republicii Moldova. Puteau fi speriați, cumpărați acolo și să vină aici la plimbare, doar pe malul drept al Nistrului. Deci proporțiile sunt uriașe și au fost materiale de presă suficiente și dumneavoastră ați făcut asemenea materiale care certifică caracterul fraudulos al votului de acolo. Iar pe de altă parte, autoritățile sau organele de drept și CEC-ul ne vorbește despre faptul că pe segmentul Transnistrean se încearcă limitarea dreptului cetățenilor moldoveni de a participa la vot. Doar asta ne spun autoritățile, nu ne spun nimic despre aceste bănuieli de fraudă. Pentru că autoritățile sunt complici ai acestei operațiuni speciale de corupere alegătorilor. Precum sunt complici și la nordul Moldovei, și în sudul Moldovei, și în centrul Moldovei, unde se dau produse alimentare, unde se dau cărbuni, unde se dau bani. Și eu nu fac nicio diferență în această situație. Această situație din Transnistria, regiunile din stânga Nistrului, este foarte periculoasă. De ce? Pentru că creăm o divizare pe criteriu de apartenență etnică sau de nu știu ce. Asta nu este corect. Noi avem semne de fraudă din mai multe localități și pe mai multe formule, pe mai multe scheme. Ceea ce este important, să spunem aici, e că autoritățile din Republica Moldova au făcut tot posibilul ca să acopere frauda, unu, și în primul rând Ministerul Afacerilor Interne, Inspectorul General de Poliție, doi, în special au depus efort și atenție la acoperirea operațiunii de transportare organizată și corupere alegătorilor din stânga Nistrului și eu am informații de prin interiorul Ministerului Intern, Inspectorul General de Poliție, că au fost alocate forțe semnificative, efective, care anterior nu au fost antrenate în astfel de exerciții, pentru a face posibilă, pentru a descuraja veteranii, pentru a descuraja activiștii de partid să facă munca pe care trebuiau să o facă angajații Ministerului de Interne. Angajații Ministerului de Interne trebuie să fie prezenți acolo și să se asigure de faptul că mijloacele de transport nu circulă pe modul permanent și dacă traversează mai mult de o singură dată același mijloc de transport frontiera, trebuie să fie amendat șoferul interogat. Și în momentul în care în spatele acestei scheme de transportare organizată era cineva, acel șofer, dacă se discuta corespunzător, vă asigur, un anchetator cu experiență avea să afle mai multe detalii.
În loc, noi avem o situație în care cetățenii deranjați, îngrijorați de faptul că această operațiune este desfășurată în ochii tuturor, nestingherit, neascuns. Noi avem oameni din stânga Nistrului care filmează cum se plătesc bani. Noi avem anunțuri amplasate pe străzi în Bender și în... Teritoriul necontrolat de autorități. În care se spune punctele de colectare, orele de transportare, telefonul de contact. Noi avem toate datele. Unde este SIS-ul nostru? Instituția asta absolut inutilă, adunătoare de bârfe. Trebuie lichidată de mult, anghiul, miliarde de lei pe instituția asta, care nu a adus decât bârfă și incertitudine și servilitate. Poate reformată, nu chiar lichidată. Nu, ea trebuie lichidată și creată alta nouă. Opinia mea că instituția asta și-a epuizat toate șansele de a renaște din cenușă. Vin cu o întrebare în întâmpinarea dumneavoastră. Vorbim despre anumite încălcări. Promolex-ul tot vorbește despre încălcări mai multe decât în precedentul tur de scrutin. Totuși, ceea ce se întâmplă astăzi în Republica Moldova, în diasporă, încălcările semnalate de observatori, cetățeni, sunt în măsură să determine sau să poată folosi la anularea rezultatelor alegerilor? Depinde de numărul de voturi considerate frauduloase. Aceasta este practica internațională. Exact, de asta și întreb volumul. În 2016, în Austria, s-a anulat un scrutin prezidențial, considerându-se că numărul acela de voturi care parvenise prin intermediul unor plicuri, deci prin poștă, și care fuseseră plicurile acelea deschise în mod ilegal, ar fi influențat scorul final. Și de aceea s-a decis repetarea scrutinului. Ar trebui să ne uităm câte voturi vor proveni până la urmă din regiunea transnistreană și punând cap la cap destule informații care sunt în spațiu public, sunt colectate de către activiști, de către organizațiile abilitate să monitorizeze scrutinul, atunci vom putea avea o concluzie care să ne îndrepte către o decizie la care faceți trimitere. Da. Mergem în Spania, unde discutăm cu Tatiana Crețu, care... Chiar activează unul dintre birourile de votare de acolo. Tatiana, spune-ne ce se întâmplă. Am văzut că ai pus pe Facebook tot felul de poze incitante să atragi oamenii să vină să voteze. Au venit? Bună seara! Da. Bună seara tuturor! Mă aud bine, da? Da, te aud foarte bine. Mă salut pe toți și mă bucur foarte mult să fiu în legătură cu voi. Dar, am avut o zi foarte intensă. Vreau să spun că postările noastre ale tuturor au motivat într-adevăr oamenii și deja încercăm să fim originali. Dacă oamenii ne-au ascultat și au venit în prima parte a zilei, după masă cumva s-a oprit valul și am hotărât să-i activăm un pic și folosim și noi resursele de care dispunem. Dar vreau să spun referitor la alegeri. Da. Deci întrebam cât de multă lume a venit, dacă mai aveți oameni la coadă. A venit multă lume, a venit mai multă decât în 2016, în turul 2, când a fost recordul cumva aici, în zona noastră. A fost 1500, acum deja suntem peste 2000. Și încă nu este ora 9. Hai să spunem că sperăm cumva, după calculele noastre, facem pariuri, poate ajungem la 2500, poate, poate. Dar oamenii sunt... Oamenii au venit de departe, au venit de vreme, la ora 7 deja era un rând. Și asta tare ne-a bucurat, deși a fost, n-a fost ușor să faci față valului, dar e bine. De unde vin oamenii? Tot din Spania sau vin și din alte țări apropiate? Oamenii vin din Spania. Spania este destul de mare încât să fie departe, chiar fiind din aceeași țară. Da. Și vin cu copii mici, vin pe timp de pandemie, apropo, cu restricții de transport, nu este așa de simplu. Și oamenii oricum își asumă riscuri, stau în rând și chiar mulți copii nu acceptă să fie trecuți prioritar, pentru că e ok. Noi am venit, noi stăm, noi răbdăm, doar să votăm. Câte buletine de vot mai aveți în acest moment? Dacă s-au votat, erau 5.000. Da. 5.000 și deci s-au votat puțin peste 2.000. Fără buletine de vot, cu siguranță nu ajungem. Adică va ajunge până la ora 21, chiar dacă vine... Încep să vină acum mai mulți. Vă văd la TV8 și decid să vină. Da, eu sper că da. Veniți. Mulțumim foarte mult, Tatiana, pentru intervenție. Succes și vă dorim multe voturi astăzi. Vă mulțumesc mult și eu mulțumesc vouă pentru lucruri pe care le faceți. Mulțumim. Mult succes. Revenim în studio. Domnul Țurcanu, dumneavoastră vorbeați despre contestarea rezultatelor alegerilor, dacă am înțeles eu, din perspectiva
unuia dintre candidați. Nu admiteți că ar putea să conteste și Igor Dodon rezultatele acestor alegeri? Mai mult decât atât, organizații apropiate socialiștilor au rezervat, după cum știm, anumite spații din Chișinău, încercând, din punctul meu de vedere, să intimideze în avans tabăra oponentă, dar s-ar putea să încerce chiar să folosească aceste spații rezervate la primăria Chișinăului. Nu se exclude aici nici o încercare a socialiștilor în cazul în care pierde Dodon și s-ar putea să se întâmple acest lucru, ca ei să folosească anumite elemente din această campanie și din această zi a alegerilor pentru a se menține pe val din punct de vedere politic după aceea. Pentru că pentru Dodon ar fi un șoc foarte mare dacă pierde aceste alegeri, pentru că mizele pentru el personal și pentru întreaga sa camarilă sunt extrem de mari. Dacă ne amintim cum a debutat această temă prin intervenții publice ale șefului spionajului rusesc, ale ministrului de externe rus, puțin mai devreme. Vladimir Putin a avut două referiri, una între cele două tururi la Republica Moldova. Atunci putem înțelege că aceasta ar fi o pistă de rezervă pentru Igor Dodon. Protestele. Încrederea mea este că Igor Dodon nu este capabil să orchestreze toate acele sperietori pe care a încercat să le avanseze în spațiul public, pentru că nu cred că avem în instituțiile de forță, instituțiile speciale, niște oameni irresponsabili care să nu înțeleagă implicațiile pentru întreaga societate din Republica Moldova. Ce vreau să spun este că niciun politician, oricât de atotputernic s-ar crede el, nu poate să pună în balanță interesele sale în încercarea de a se vărsa sânge, poate chiar, cu interesele pe care le are și sistemul și societatea în ansamblul ei. Domn Gligor, vedeți o astfel de perspectivă posibilă ca, pornind de la încălcările depistate, cineva dintre concurenți să ceară anularea rezultatelor acestor alegeri? De obicei, cei care pierd cer, da? Anularea rezultatelor alegerilor se cere atunci când frauda care a fost comisă este pe măsură să schimbe rezultatul alegerilor. Adică dacă există o diferență de jumătate de procent, 2-3%, și această diferență poate fi probată ca fiind generată de scheme frauduloase de falsificarea rezultatului sau influențarea votului prin corupere sau prin alte metode, atunci probele și contestațiile care au fost făcute în procesul electoral, în cadrul campaniei electorale, care stau la baza acestor constatări, inclusiv investigațiile jurnaliștilor, presie independente, societăți civile, declarațiile și probele martorilor, organizațiilor societății civile, toate acestea sunt luate, cel puțin trebuie să fie, haideți altfel, noi nu trăim într-un sistem de coordonate normal, trebuie să fie luate de către observatorii internaționali și de către instanțele naționale la declararea unor alegeri libere, corecte și valide. Adică mai întâi trebuie să se expună instanțele de judecată, după care contestațiile se examinează în instanțele de judecată, observatorii naționali, internaționali iau în considerație și notează toate încălcările care au fost comise în proces. Contestațiile se examinează, se dau hotărâri în instanțe. Sigur că eu în instanțele noastre nu am nici 3% încredere din 100. Mai sunt excepții, desigur, în sistem, dar starea generală a lucrurilor este degradantă. Și în temeiul tuturor acestor lucruri, Curtea Constituțională trebuie să se pronunțe cu privire la validarea sau nevalidarea alegerilor. Dumneavoastră vedeți vreo posibilitate logică sau nu știu cum să-i spun ca Igor Dodon să meargă cu aceste contestări și să zică... Să zică ce? Că doamna din Kursk i-a organizat transport? A fost fraudat. Întotdeauna poate, una cum, dintre zis, părți de este zis, supărată. Poate, eu, cred, eu la moment văd temeiuri de a invoca fraude din partea oponentului. Din partea oponentei, mai bine zis. Noi vedem astăzi a câta oară că statul nostru în continuare are instituții, dacă vreți, capturate și servile interesului politic și nu legii. Și chestia asta trebuie, ceea ce se întâmplă astăzi, trebuie să bage la închisoare mai mulți oameni, inclusiv miniștri.
este... Cine să facă asta? Cine să facă asta? Asta trebuie să facă societatea noastră, Republica Moldova, societatea care prin poate vot... Băga la pușcărie. Poate. Poate, dar nu direct. Poate prin vot să bage la pușcărie și să facă ordine. Cum? Prin a vota politicieni integri. Asta este unica diferență care o fac între politicieni integri și corupți. Prin a vota politicieni integri, care pun bazele unor reforme, care duc la o justiție independentă, care se va ocupa în limitele termenului de prescripție a infracțiunilor care au fost comise inclusiv astăzi de toți figuranții. Politicienii nu fac justiție, domnul... Politicienii nu fac justiție, politicienii fac reforma justiției, acordă independență și această justiție în limita, repet, că să-mi încheie gândul, doamnă Raț, în limita termenului de prescripție a infracțiunilor comise, care este mare de regulă, ani de zile, justiția respectivă reformată, curățită și independentă, trebuie să se ocupe de toate legalitățile care inclusiv astăzi se comit. Mai avem puțin timp, de asta vreau să-mi spuneți ce credeți despre o posibilitate de a avea proteste. Cred că această posibilitate este reală și eu cred că Igor Dodon, în disperarea lui, a avut un discurs, de fapt, pe final, foarte așa isterizat un pic, isteric un pic. A făcut apel către oameni, susținătorii săi, să apere victoria și nu știu ce, înainte de a vedea rezultatele. Și asta vorbește, desigur, de o mare nervozitate, iar astăzi, luând considerație că au fost bătute toate recordurile istorice, eu cred, inclusiv, va fi bătut și recordul de participare. Noi avem 1.540.000 de oameni care deja au votat în țară și în afara țării. În momentul în care, în 2016, cea mai mare rată de participare care am înregistrat-o a fost 1.600.470 și ceva, avem toate șansele să trecem de 1.600.000 și eu aș vrea să spun multor cetățeni de-ai noștri, inclusiv care stau și pierd răbdarea în rândurile, în rândurile de la secțiile de votare, să nu creadă că dacă s-a trecut de 200.000 votul sau efortul lor a fost deja materializat într-o victorie. Noi nici măcar nu am trecut încă la ora asta de pragul de participare din 2016, atunci când, de fapt, datorită fraudii și datorită corupției electorale și atacului mediatic, absolut denigărător și josnic, rezultatul alegerilor a fost distorsionat. Doar că nu a avut cine să constate asta. Curtea Constituțională a fost capturată atunci. Ce lecții trebuie să spuneți? Și în Republica Moldova, apropo, în cadrul Republicii Moldova, votul este destul de susținut. Adică foarte mult votează. Adevărat. Mai mult decât în turul întâi, nu numai în diaspora. Ce lecții putem extrage? E această atmosferă viciată care domnește în anumite regiuni din Republica Moldova, care influențează votul. Pentru că diferența este prea mare între ce votează diaspora și ce se votează în anumite raioane dominate de socialiști. Sunt aceiași oameni, deseori vorbim despre aceleași familii, doar că peste hotare oamenii sunt liberi, nu sunt influențați de atmosfera, numiți-o cum vreți, și de frică și de... Și acces la mai multe surse de informare. Nu numai asta. Oamenii se influențează reciproc unii pe alții. E o problemă atunci aici, la nivel de atmosferă, și ar trebui să ne gândim foarte bine cum excludem aceste diferențe pentru ca să ne putem numi o societate. Dincolo de asta, ce lecții trebuie să extragem pornind de la ce am avut în aceste alegeri? Eu cred că lucrurile interesante abia urmează după această campanie, pentru că este nefiresc ca un politician care nu deține majoritatea și s-a văzut asta în primul tur să poată câștiga președinția și să domine spectrul politic în Republica Moldova în condițiile în care aceasta ar însemna un dezechilibru politic pronunțat. Și indiferent cum ar fi rezultatul acestor alegeri, eu cred că după fiind o țară care funcționează în zigzag, după acest coborâș la care am asistat în ultimii, să spunem, 5 ani, ar urma să se petreacă și o revenire la parcursul european, la refacerea relațiilor cu partenerii noștri internaționali, pentru ca să se refacă niște procese care au fost întrerupte de Vladimir Plahotniuc în prima instanță și după aceea continuate în felul acesta de către Dodon. Domnul Glicu, ce urmează? Ce învățăm din această lecție? Învățăm că e nevoie de o comisie electorală centrală integră care nu se
nu trage, nu dă capul jos în fața politicienilor, e nevoie și trebuie să revedem fundamental principiul de constituire acestei comisii, e nevoie de un Consiliu Coordonator Audiovizual integru care nu pleacă capul în fața politicului și trebuie să revedem fundamental această instituție și este nevoie de organe de forță și de urmărire penală independente, care trebuie să fie asigurate în urma unei reforme ample a justiției și de curățirea justiției. Dacă nu obținem asta, nu vom avea democrație, pentru că orice exercițiu electoral este legat de aceste trei instituții. Dar ați enumerat instituții care nu răspund nevoilor democratice, dar să nu uităm că avem o curte constituțională puțin diferită. Adevărat. Și ea s-ar putea să conteze în această ecuație. Va conta cu certitudine, dar eu prefer să dau totuși un mesaj de mobilizare în continuare, pentru că mai sunt 3 ore și ce înseamnă să conteze? La ce vă așteptați din partea Curții Constituționale? Mă aștept ca Curtea Constituțională, spre deosebire de alte instituții care pur și simplu s-au retras de pe câmpul pentru care au fost setate, să acționeze în așa fel încât să răspundă nevoilor societății. Eu vă mulțumesc pentru participarea la această ediție specială. Am să ofer pasa colegii mei, Angela Gonța, care vine cu știrile de la ora 19. Până atunci, însă, câteva cifre. Până în acest moment, la alegerile din turul 2, alegerile prezidențiale din turul 2, au votat în total peste 1,5 milioane de cetățeni ai Republicii Moldova, din cei circa 3 milioane, cât ne spun autoritățile, că sunt, nu știu dacă suntem chiar atât de mult. Deci cam jumătate din cetățenii cu drept de vot a Republicii Moldova au participat la vot. Dintre aceștia, 224, aproape 225 de mii sunt alegători care au votat în diaspora. Acum 2 săptămâni, când un reprezentant al diasporei, Dumitru Vicol, ne spunea că ne propunem la alegerile în turul 2 să ne mobilizăm, să venim circa 250 de mii, trebuie să recunosc că n-am fost atât de sigur, am avut suspiciuni că s-ar putea să nu se împlinească. Acum, toată admirația pentru această diasporă care ne-a uimit din nou. De asemenea, în secțiile de vot deschise pentru cetățenii din stânga Nistrului, au votat până acest moment peste 30.700 de cetățeni. Procesul de votare continuă. Mai sunt încă 2 ore în care puteți să mergeți la secțiile de vot, să vă exprimați dreptul constituțional, unul dintre puținile care nu ne sunt furate în Republica Moldova, de a vota. Faceți-o, mergeți să votați și rămâneți alături de TV8. Urmează știri și emisiuni foarte interesante.